Dragilor, iată-ne din nou împreună la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, alături de un prieten foarte drag, Andrei Găitănaru, istoric al ideilor, psihoterapeut, și vom vorbi astăzi despre Filocalia lui Origen. O carte, spun eu, foarte importantă în spațiul creștin, această carte făcând parte din colecția Spiritualitate creștină. Iată așadar Filocalia lui Origen, Origen, Sfântul Grigorie de Nazian și Sfântul Vasile cel Mare. Dacă Origen rămâne, putem spune, scriitorul bisericesc asociat cu nefericita anatemă din secolul al VI-lea după Hristos, trebuie spus și că el este unul dintre principalii deschizători de drumuri pentru multe dintre lucrările patristice de mai târziu. Altminteri, Filocalia nu a fost niciodată în esență compusă de Origen în forma sa prezentă. Această lucrare este de fapt o culegere alcătuită de Sfinții Vasile cel Mare și Grigorie de Nazian, cu cele mai frumoase, am putea spune, pagini extrase din varii opere origeniste. Andrei, iată, mă bucur că această carte a fost reeditată, își găsește un frumos loc și un binemeritat loc alături de alte titluri importante, așa cum spuneai tu, în această frumoasă colecție de spiritualitate creștină. Cum ai simțit această carte? Pentru că vorbim despre o carte de hermeneutică. În primul rând, mă bucur că putem vorbi despre ea și mă bucur și pentru invitația adresată de tine. Mulțumesc! Și e o carte de neocolit. Este o carte care, într-o anumită măsură, e tehnică, pentru că abordează subiecte care țin de hermeneutică nou-testamentală, despre cum citim Biblia, despre cum citim Sfânta Scriptură. Dar este un text, de fapt, către care multe alte texte importante pentru cei care vor să înțeleagă tradiția Sfinților Părinți ai Bisericii, este un text către care foarte multe alte texte, spuneam, trimit. Se vorbește des despre Filocalia lui Origen, despre acest florilegiu compus de Sfinții Grigorie de Nazian, Grigorie Teologul, și Sfântul Vasile cel Mare. Și cred că pentru a înțelege inclusiv pe părinții, pe Sfinții Părinți Capadocieni, da, pe cei doi și pe Sfântul Grigorie de Nisa, e important să parcurgem această carte. De ce? Pe de o parte ne întâlnim cu Origen, dar pe de altă parte ne întâlnim cu selecția făcută de acești mari sfinți părinți. De ce au făcut o selecție? După cum ai spus și tu, Origen a fost condamnat. Vorbim despre una dintre cele mai mari minți ale tradiției patristice din secolul II, care a ajuns să polemizeze la baionetă cu gnosticismul, cu gnosticismele din secolul al II-lea, a ajuns să apere biserica și să o pună să pună învățătura bisericii sub multe aspecte în formule extrem de cristaline și cristalizante. De aceea el era și supranumit Adamantos, Origen Adamantinul, Diamantinul, atât pentru claritatea lui, lumina lui, cât și pentru puterea lucrurilor spuse de el. Dar pe de altă parte, în secolul II, când biserica încă nu era învățătura bisericii nu era pe deplin dezvoltată sub toate aspectele ei, așa cum s-a întâmplat de-a lungul aproape 14 secole, Origen a căzut și pe de alături, cumva, pe lângă învățătura creștină. Ori, undeva de prin secolul al IV-lea, împotriva lui Origen și mai degrabă origenismului, începe o prigoană care o arată foarte mulți exegeți. Unul dintre cei mai importanți este părintele Gabriel Bunghe. Este foarte mult mai degrabă motivată politic. Origen nu a fost condamnat doar din cauza învățăturilor sale, ci și pentru că era sprijinit și susținut de către, să zicem, figuri incomode pentru spiritul faraonic al unor patriarhi, pe cum era Teofil al Alexandriei în secolul al IV-lea.
vorbim despre părinții din pustia Egiptului, din Schetis, o parte dintre ei erau așa numiți origeniști, frații lungi mai cu seamă, cunoscuți printre aceștia. Ori când se începe o prigoană, de fapt, împotriva lui Origen, în mare parte este motivată de o râcă politică, să zicem. Și evident că sunt punctate abaterile lui. Pentru că, da, Origen avea și puncte sensibile. Sau învățăturile lui Origen sunt și multe puncte sensibile. Acum, ca să ne înțelegem, se pare că Origen a fost un scriitor prolific. Nu se știe exact care este numărul scrierilor sale, dar exegeza spune că e undeva între 1000 și 6000 de scrieri. Enorm. Ori, când părinții capadoceni, când Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie de Nazians alcătuiesc acest florilegiu, Filocalia lui Origen, trimit de fapt către pasajele, ca să zic așa, cu pasajele importante și cu adevărat de neocolii din Origen. Ei înșiși și fuseseră foarte, foarte mult influențați de Origen. Dar le receptaseră, ca să zic așa, ortodox. Adică aveau față de el următoarea atitudine. Și aici chiar Sfântul Grigorie de Nazians, dacă nu mă înșel, spune acest lucru. Origen este ca o grădină. Păstrăm din el florile, din ea florile și îndepărtăm buruienile. Ori de fapt, Filocalia reprezintă această buruină, această grădină epurată de buruieni, curățată de buruieni. Și putem ca atare să-l vedem atât pe Origen desfășurându-se pe subiecte extrem de importante, unor subiecte precum cum înțelegem Sfânta Scriptură, cum o interpretăm, care sunt nivelurile de interpretare, că este un nivel literalist, că este apoi un nivel spiritualist, care vine imediat după cel literalist. Este o subtilitate care apare și transpare în acest volum în Filocalie, după care vine un nivel moralist al lecturii și apoi încă unul, de fapt, alegoric sau duhovnicesc, cel mai înalt. Nivel care a fost extrem de mult îmbrățișat și de părinții capadocieni, și de Sfântul Grigorie de Nazian, și de Sfântul Grigorie de Nisa, și Sfântul Vasile cel Mare. Deci avem pe de-o parte extrase din Origen și se pare că majoritatea pasajelor, capitolelor din această Filocalie vin din tratatul contra Celsus al lui Origen, care altfel a mai fost păstrat doar într-o transcriere latină. Deci îl întâlnim pe Origen aici și pe de altă parte îi întâlnim și pe părinții capadocieni. Cu alte cuvinte, întâlnim discernământul lor. Discernământul care îi face să îi ajută să separe între ceea ce este de folos și ceea ce nu este de folos. Și este acolo foarte, foarte multe delicatețe și atenție către nuanțe. E adevărat, în introducerea acestei ediții, e semnalat un lucru foarte important. Au mai fost și interpolări în această Filocalie. În timp, se pare că unele capitole au fost adăugate nu de părinții capadocieni. Iar argumentul pe baza căruia se poate spune asta este următorul. Sunt câteva pasaje de acolo din Origen selectate, dar care sunt grosolan anticapadociene sau, cum să spun, capadocienii au fost extrem de importanți și de recunoscuți, părinții capadocieni, în lupta lor împotriva ereziei ariene. Adică împotriva acelei erezii care susținea sau din perspectiva căreia trebuia gândit o supremație a Tatălui față de Fiu și față de Sfântul Duh. O supremație care se traducea chiar printr-o lipsă a consubstanțialității. Dumnezeu Tatăl nu este, Dumnezeu Fiul nu este consubstanțial cu Dumnezeu Tatăl. Cu alte cuvinte, nu e Dumnezeu. Ori părinții capadocieni, cei trei părinți capadocieni, au fost printre vârfurile de lance împotriva acestei erezii. Ori câteva dintre pasajele respective vin chiar cu teze care sunt mai degrabă proprii arianismului și este greu de presupus că ar fi scăpat ochiului vigilent și atent al capadocienilor.
cu alte cuvinte, pasaje din Origen care nu sunt proprii mai degrabă unei înțelegeri ortodoxe și pe care probabil că ei nu le-ar fi lăsat acolo. Dar în rest, marea majoritate a acestor capitole extrase din tratatele lui Origen ne ajută să ne întâlnim cu această, cu această minte sclipitoare a lui Origen, care a influențat, de fapt, nu doar întreaga antichitate târzie, ba, a spune că și o bună parte a Evului Mediu patristic. Nu poți, propriu-zis, să înțelegi despre ce este vorba într-o interpretare alegorică fără să te întâlnești cu Origen. Fără să observi cum se fac trecerile de nivel între cele trei tipuri majore de interpretare, de fapt, de lectură. Ori, faptul că avem acum, într-o astfel de ediție, Filocalia lui Origen, ne poate realmente ajuta să înțelegem mult mai ușor despre ce este vorba de fiecare dată când ne întâlnim cu trimiterile dese din exegeza dedicată tradiției patristice către Origen și către Filocalia lui Origen. E realmente incontrunabil. Și încă o observație. Filocalia aceasta nu are de-a face cu filocalia pe care o avem mai târziu, în secolul al XIV-lea, pusă la cale la Veneția, de către, dacă nu mă înșel, Nicodima Ghiuritul. Filocalia pe care o avem și noi, cea în mai multe volume, în care este vorba despre rugăciunea lui Iisus. Culegere de texte în care, din tradiția Sfinților, acea culegere de texte din tradiția Sfinților Părinți în care se vorbește despre rugăciunea lui Iisus. Nu. Este o altă filocalie. Este o filocalie în care, de fapt, ne este adusă înaintea atenției noastre necesarul efort de a învăța să citim Scripturile. Pentru că nu e lucru deloc neimportant. Ne întâlnim cu cuvântul care s-a făcut trup și care s-a dat inclusiv în formă scrisă. Ori, pentru a putea avea loc această întâlnire, ne spune Origen, trebuie să învățăm să citim. Ca atare, filocalia aceasta este un fel de curs de alfabetizare hermeneutică. Cum se citește. Și uneori cu studii de caz, lucrându-se pe anumite pasaje din Scripturi sau din Noul Testament. Ca atare recomand călduros pe oricine este pasionat de literatura Sfinților Părinți să nu ocolească acest titlu. Este foarte important că îl avem, putem lucra pe el și este realmente o mini-școală de înțelegere. Iată așadar, cartea de față, cum spuneai și tu, reprezintă un îndreptar pentru patristica timpurie legat de citirea și înțelegerea corectă a Sfintei Scripturi în perspectivă alegorică atunci când mintea cititorului creștin nu poate să desțelenească sau să priceapă formulările și relatările literare ale unor fragmente din Scriptură, fragmente care pot să trezească la un moment dat unele, să le spunem, ambiguități. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre filocalia lui Origen. A fost alături de noi Andrei Găitănaru, istoric al ideilor, psihoterapeut. Mă alătur și eu mesajului transmis de Andrei. Vă recomandăm cu mare drag această ediție a filocaliei lui Origen din portofoliul editurii Herald, din colecția Spiritualitate Creștină, acolo unde au apărut și vor apărea întotdeauna titluri și lucrări extrem de frumoase. Mulțumim încă o dată, Andrei, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Bineînțeles că toate materialele video le puteți găsi pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald, dar și pe canalul de YouTube al editurii. Vă mulțumim foarte mult, să aveți o zi frumoasă și binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!